Super. Abia aștept să văd legea salarizării unitare finală asumată de către Partidul Social Democrat. După ce vor face lucrul acesta, PNL-ul va formula amendamente, însă până una alta, nu știu dacă s-au întâlnit în aceeași încăpere Ministrul Finanțelor cu Ministrul Muncii și cu Premierul Grindeanu pentru a avea o poziție comună pe legea salarizării. Dacă vă uitați în declarațiile publice, te umflă râsul dacă nu-ți vine plânsul, pentru că de la cifre până la pilon principal pentru legea salarizării unitare se contrazic între ei.